Reveniți din Austria și Germania, acolo unde au participat la o serie de competiții pe gheață încheiate cu rezultate peste așteptări, componenții lotului național de bob al României, sportiv legitimați la CS Mușel Câmpulung, se pregătesc în această perioadă sub directa coordonare a antrenorului Iulian Păciuianu în sala de sport de la liceul cu program sportiv din Câmpulung. Despre rezultate, dar și despre competițiile care vor urma, aceștia au vorbit la microfonul Mușel TV. Iată-ne la Liceul Național cu program de atletism. Stăm de vorbă cu pilotul bobului de 2 și de 4 persoane, Mihai Tenta. Cum au fost ultimele rezultate obținute de bobul românesc? Ultimele rezultate au fost foarte bune. Am obținut aurul la campionatul european de bob de 4 persoane la Under 23 și la campionatul european de bob de 2 persoane Under 23. Apoi am avut campionatul mondial de juniori în Königsee, unde am obținut locul 3 la bobul de 2 persoane la sub 23 de ani și locul 2 la bobul de 4 persoane la sub 23 de ani. Evident, multă muncă pentru obținerea acestor rezultate. Înainte de participarea la competițiile importante de care aminteai, erau preconizate aceste medalii? Ne-am gândit că o să ne luptăm pentru primele 3 locuri, dar nu știam dacă o să putem să câștigăm sau măcar să luăm o medalie. Noi am vrut să dăm tot ce putem și să obținem un loc cât mai sus în clasament. Ar fi interesant pentru telespectatorii noștri să le spui cam câte ore pe zi de antrenament sunt necesare pentru obținerea unor astfel de rezultate. În jur de 4 ore pe zi ne antrenăm. Ne dorim să ne antrenăm cât mai mult, cât mai bine și pe viitor să devenim și mai buni. Poziția de pilot e una foarte importantă pentru că de primul om din bob depind uneori acele mimi sutim de secundă. Antrenamentul e uneori specific și diferit față de cel al colegilor. Antrenamentul fizic pentru noi este cam la fel, nu suntem diferențiați cu nimic. Startul este foarte important, în primul rând, pentru că trebuie să ai un start cât mai bun. Pentru că dacă nu e un start bun, eu nu am ce să fac pe pârtie. Pot să încerc eu să conduc cât de bine pot, dar dacă startul nu este bun, nu avem nicio șansă la medalie. Da, ai apucat să vorbești, bănuiesc, și cu Nichi Strate, cel care are rezultate destul de bune pentru bobul românesc, înainte de a prelua tu frâiele bobului românesc. Da, Nichi Strate este cel care mă ghidează pe mine pe unele pârtii, mi-arată unele secrete pe care el le știe și încearcă să-mi transmită mie ce a învățat el de-a lungul timpului. Tot la Liceul Național cu program de atletism, stăm de vorbă și cu Ciprian Daroții, unul dintre componenții boburilor de 2 și de 4 persoane. Spune-ne cum ai văzut, să spunem, nu din prima linie, cum vede pilotul, cum s-au văzut rezultatele obținute de bobul românesc în ultimele luni? Rezultatele obținute în ultima perioadă în bobul românesc, le-am văzut și le-am primit cu drag. Ne așteptam, s-a muncit foarte mult. Amintea și colegul tău de faptul că e foarte important startul. Atunci când deja te urci în bob și te lași pe mâna pilotului, știi dacă ai avut un start bun sau nu? Când sar în bob, să zic așa, nu știm dacă am avut un start foarte bun sau bun sau satisfăcător, nu știu cum să zic, dar așteptăm, ajungem în finish și vom vedea acolo. Celelalte boburi ale altor națiuni sunt uneori poate mai performante decât al nostru, nu? Da, unele națiuni au boburi de top și noi avem acum 2 boburi de top și de 2 și de 4. Ne batem, bineînțeles, la sutim de secundă, zecim de secundă. Lupta este foarte strânsă, dar sperăm să venim cât mai în față
de fiecare dată. Tot la LNPA stăm de vorbă și cu Raul Dobre, unul dintre componenții echipajului de bob. Spune pentru telespectatorii noștri ce sporturi ai făcut înainte să ajungi la bob. Păi înainte să vin la bob am făcut atletism vreo 8 ani de zile, iar după o selecție făcută de un profesor am ajuns la bob. Înainte să practici bobul, aveai vreo legătură cu sporturile de iarnă? Nu, absolut niciuna. Am văzut la televizor, vedeam sanie, bob, dar nu aveam nicio idee ce se întâmplă acolo. După ultimele rezultate obținute, cred că te gândești că e varianta optimă pe care ai ales-o și să sperăm la mai mult, nu? Se poate mai mult decât s-a obținut până acum? Bineînțeles, tot timpul este loc de mai bine și noi sperăm să iasă rezultate cât mai bune pe viitor. Asta este planul nostru, de aceea ne și pregătim. Iată-ne, sunt de vorbă și cu Iulian Păcioianu, antrenorul coordonator al lotului național de bob al României și, evident, antrenorul secției de bob din cadrul CS Muscel Câmpul Lung. Rezultate extraordinare. Noi am mai apucat să vorbim și în legătură telefonică pentru Muscel FM. Să zicem că sunt rezultatele așteptate sau chiar au fost depășite așteptările? Sunt rezultate peste așteptările noastre, sunt rezultate bune care ne-au propulsat în clasamentul pe puncte al Federației Internaționale în top 25 în momentul ăsta. Trebuie ținut cont că noi am concurat la nivel de juniori. Urmează competițiile de seniori, săptămâna viitoare mergem la Calgary, la o cupă mondială și campionatul mondial de seniori, unde acolo se vede adevărata valoare a echipajului nostru. De-a lungul timpului, echipajul a suferit destul de multe modificări. Știu eu, poate cea mai importantă e cea a pilotului. Putem spune că s-a făcut schimbul de generații și încep să apară și rezultatele. S-a făcut foarte bine. Acum 4 ani s-a început cu Mihăiță la monobob. Au fost rezultate foarte bune și la monobob. A urcat pe podium, locul 4 la Jocurile Olimpice și de atunci am început bobul de 2 și bobul de 4 persoane. A urcat în fiecare an în clasamentul Federației Internaționale și a ajuns anul trecut să califice chiar la Jocurile Olimpice după 2 ani de monobob, ceea ce e o performanță. A fost singurul sportiv de la monobob calificat la Jocurile Olimpice la bob 2 persoane, la Pyeongchang. Rezultatele obținute, cât de mult contează pentru acordarea, știu eu, fondurilor din bugetul către federație, din partea ministerului, dar și la clubul sportiv? Rezultatele tot timpul aduc beneficii materiale, atât sportivilor și cât și clubului sau federației. De-a lungul timpului, pentru că am avut rezultate bune, au fost achiziționate și materiale foarte bune. În momentul ăsta suntem cât de cât aliniați ca standard cu echipele mari la materiale. În viitor sperăm să mai achiziționăm și alte patine, că acolo sunt problemele mai mari, și să ne apropiem la nivel de seniorat cât mai aproape de locurile fruntașe. Mulțumim și multă baftă! Doamne ajută și să ne țineți pumnii la campionatul mondial. Ne-am calificat acolo și sperăm să aducem un rezultat foarte bun. Pe o pistă deosebit de tehnică și deosebit de periculoasă în același timp, pista de la Whistler, Canada, unde vitezele de la bobul de 2 persoane ajung în jur de 152 de km/h.